Salutare, bun venit din nou la căsuța de la țară. Astăzi vom termina aici, depus tot parchetul, plintele, tot. Așa că eu am început deja treaba, am terminat cu parchetul, acum urmează plinta. Tai surplusul ăsta de folie și montez plinta cu adeziv de ăsta, silicon bizon. Bun, am montat și plinta. Și arată destul de bine, nu e perfect, dar cât am știut și eu, am lipit-o cu adeziv, cu cărămiză am pus aici. Cam așa arată. Și acum am pus pe filmare de asta la altă mai să se vadă mai bine. Cred că arată super. Față de cum o arăta cel puțin. E clar că arată mai bine. Cum urmează să punem mobil? Am lăsat aici un pic că mai am de reparat și aici. Că voi veni cu parchetul până aici. Acolo voi face trecere de la parchet la gresie. Asta ulterior. Așa. Mă bucur că am ajuns la stadiul ăsta în sfârșit. Am pus și gresie pe jos, soba, gresia e numai așa pusă. Bun, aici am pus o poliță unde să vină televizorul și PlayStation-ul. S-a murdărit un pic, dar am văruit din nou. Și, bineînțeles, la boloboc. Pe polița asta a fost 22 de lei la Leroy Merlin. 3 de astea au fost 15 lei. Astea le-am de mult oricum. Dibl, hor șuruburi. Am prins cu șuruburi de alea mici. În partea asta. Nu trebuie să susțină greutate mare. Și asta se poate lăcui dacă se dorește. Am vrut să fie la nivelul la înălțimea asta. Mi se pare că e ok. Am desfăcut și televizorul. Televizor nou. După cum se vede, mama. Normal, la țară trebuie să lași folia asta. Dar eu o dau jos. Bun, avem și televizor la țară. Ai fost pe televizor? Da, deja televizorul e pe poziție. Ar fi fain să aibă, dar nu-i smart. Cred că nu-i smart. Și acum montăm mobila. Mobilă nouă. O cumpărat-o mama pentru apartament, dar a fost prea mare. Am desfăcut-o din folie. Tot era înfoliată. O să fie, cred că, foarte simplu, pentru că avem numerătate. 1, 2, 3. Pe fiecare element avem numere. Înseamnă că o să fie... Asta e un colțar de bucătărie cu 3 tabureți și o masă.
Avem aici feroneria. Avem aici instrucțiunile. Și asta e și cu pat. Văd că se desface. Se face pat. Aici e un domn care arată că așa trebuie făcut. Să citești prima dată înainte să faci. Dacă nu știi să suni, dacă nu știi să citești. Bun. 2 metri pe 1,40. Destul de mare. Ăsta va veni aici. 2 metri pe 1,40. Masa. Să vedem, sper să... O să-l aranjez eu cum trebuie. De asta am făcut maro, ca să fie toate în ton de maro. Eu zic că se potrivesc culorile cu ce e aici. Bun. Să începem treaba. Dacă ar fi foarte precis desenul, ar fi ușor, da, nu e nicio problemă, că se vede că acest element 22 nu seamănă cu acest 22, care nu are. În schimb, ăsta 21 e exact același element. Eu pus etichetele greșit, bănesc. Da, nu mă puteți păcăli pe mine, că eu sunt tâmplar adevărat. Nu m-am lăsat până nu am terminat. Colțarul. Eu zic că arată foarte bine. Foarte bine. Mai ales pentru o casă la țară. Rezultate bune. Și pe ziua de azi am terminat. Colțarul. Mi-a dat multe bătăi de cap. Dar am reușit până la urmă. Eu zic că arată foarte bine. Bine, și nu strânge bine. Așa că nu strânge. Sărbători fericite, numai bine. Sănătate, Doamne ajută!